Haideți să facem puțină liniște. Haideți să fie recunoscător Domnului că până aici a fost curăț și ne-a purtat de grijă. Chiar dacă suntem așa de mulți, haideți să lăsăm pe cei care se ocupă de ordine să facă lucrul acesta și haideți să lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce se ne dă în masa aceasta. Și fiecare să atingă de fiecare din locul acesta. Amin.
fie Dumnezeu! Amin! Ați cântat și am cântat așa de frumos la începutul programului că vrem să fim la nunta Mielului și cântând și eu de acolo, de pe scaun, mă gândeam, Doamne, ca să fiu acolo cu Tine în împărăție, trebuie să-mi fac datoria pe acest pământ. Și cu toții trebuie să ne facem datoria de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu. Și dacă până acum nu am trăit, am mers pe această cale îngustă, bâșbâind, vrem din seara aceasta să alungăm tot ce este rău în ființele noastre și doresc ca Dumnezeu să-și facă desăvârșită lucrarea în ființele noastre prin rugăciune, cântare, prin cuvânt, prin tot ceea ce se va face aici. Vrem să plecăm de aici schimbați de Dumnezeu. Tot ce este rău să piară din noi și Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
mai mulți avem deja anumite răspunsuri pregătite la această întrebare. Cântarea dădea câteva răspunsuri la întrebarea cine este Iisus. Seara aceasta aș vrea să pun înaintea dumneavoastră un text al Scripturii și apoi să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Textul acesta pe care aș vrea să-l citesc vorbește despre cine este Iisus și ce a făcut El. În seara aceasta am venit în locul acesta fiecare. Unii, poate pentru prima dată, unii, nu chiar prima dată, dar totuși nu venim cu regularitate într-un loc așa acesta. Iar alții, ca membri acestei biserici, am venit ca de fiecare dată aici la adunare. Și totuși aș vrea tot să ne punem această întrebare. Cine este Iisus? Cine este Iisus pentru mine? Cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 5, începând cu versetul 17, spune următorul lucru. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbăroc și căutau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturate și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește bule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice, păcatele sunt iertate, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbărocului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbărocul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau de Dumnezeu și, plin de frică, ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite. Amin. Gândul pe care aș vrea să-l avem în această rugăciune pe care lui Dumnezeu fiecare, este ca Dumnezeu să se atingă de noi, de viața noastră, de sufletul nostru. Suntem așa de diferiți. Unii am venit în seara aceasta aici împovărați de păcate. Și cuvântul acesta al Scripturii scoate în evidență un adevăr. Și adevărul este că cel care poate să ierte păcatul este numai Dumnezeu. Slăviți-o pe numele Lui. Dacă te simți împovărat și dacă simți că păcatul este prezent în viața ta și nu mai poți să scapi de el în seara aceasta, vină la Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mi și mie păcatul meu. Iartă-mi și mie vina mea, pentru că fără iertarea lui Dumnezeu nu putem să ajungem în împărăția Lui. Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să ne ierte pe toți și să ne ducă în împărăția Lui. Alții au venit în locul acesta cu altfel de probleme. Unii sunt bolnavi, alții cu greutăți în suflet pentru alții. Rugându-ne pentru ei, în seara aceasta, Dumnezeu se poate atinge de viața lor. Aș vrea să înțelegem că fiecare dintre noi suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu. Că noi toți avem loc în împărăția lui Dumnezeu. Că pe noi toți Dumnezeu ne așteaptă. Că pe noi toți Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Că pe noi toți Dumnezeu ne ascultă. Slăviți-o pe numele Lui. N-aș vrea decât să ne deschidem gura larg și să înălțăm numele Lui Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu să se atingă de noi. Și la fel cum s-a atins de acel slăbănoc, care a fost adus de alții, el nu putea să se deplaseze. Și oamenii aceștia care au venit să-l întâlnească pe Domnul, puteau ușor să se întoarcă acasă, zicând, e prea multă lume aici. N-avem cum să ajungem înaintea lor, iar ei, aș putea zice, într-un gest disperat, au urcat pe casă, pe acoperișul casei, au desfăcut acoperișul și l-au coborât pe acel om acolo în fața Domnului. Le-a văzut Domnul credința. A văzut nevoia acelui om. Și a zis, mă ocup de el. S-a ocupat de sufletul lui, iertându-i păcatele. S-a ocupat de trupul lui, vindecându-l. Și omul a plecat acasă, bucuros și slăvit pe Dumnezeu. Ce este frumos
frumos în acest pasaj, pe lângă aceste adevăruri nemaipomenite, este versetul 26. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică, ziceau. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Aș vrea să plecăm în seara aceasta, din acest loc, fiecare, putând să spunem în dreptul nostru, am văzut lucruri nemaipomenite. În locul acesta este prezent Dumnezeu. În locul acesta Dumnezeu dă binecuvântare. În locul acesta Dumnezeu ascultă rugăciuni. Nu vă sfiți. Cu credința aceea mică care este în inima noastră, să venim înaintea lui Dumnezeu, care are toată puterea și în cer și pe pământ. Ne cunoaște, ne iubește și ne dorește cu celoție pentru El. Să ne binecuvânteze Dumnezeu, ca să ne dăm pentru noi. Și Domnul să ne asculte. Amin. Veniți să ridicați și toți împreună să ne rugăm înaintea Domnului. Nu s-au ucit doar spune.
după ce fratele Nelu va anunța numele Domnului în felul acesta, fraților, cântați în nume. Se înalță falnic către cer, stejarul, simbol al trăiniciei neglintit. Dar sub topor căzut urmează jarul, sau poate putregaiul, sau chiar carul, și în urma lui nimic. Totul sfârșit. Se erodează în munți semeți granitul și vremea macină în an de zi. Nici munții nu reflectă infinitul, ci în fața vremii și-au și ei sfârșitul. Și încă un simbol s-a prăbușit. Precum o boală fără vindecare, mănâncă neîncetat rugina în fier. Și în fața timpului n-are scăpare, oricât ar fi de dur, oricât de tare, până și fierul este efemer. Din tot ce a făcut, acel ce face, tu, omule, creat deosebit, vrei sau nu vrei, îți place, nu îți place, cu cerul în conflict sau sfântă pace, vei viețui etern, fără sfârșit. Căci numai tu, din tot ce e zidirea, ești o făptură după timpul său. De aceea porți în tine nemurirea. Așa că întețește-ți pregătirea să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Căci pentru viața ta trăită în lume, în scurta alergare pe pământ, tu vei fi judecat. Și o să te îndrume către o destinație anume, spre iadul veșnic sau spre cerul sfânt. Noi nu putem descrie în cuvinte nici plânsul veșnic, nici eternul cânt, nici hidoșenia celui ce minte, nici grozăvia iadului fierbinte, dar nici splendorile raiului sfânt. Tu ia acum o hotărâre nouă, când ți se pun în față două căi, către etern se îndreaptă amândouă, dar veșnicia se împarte în două. Poți să fii cu Iisus sau cu cel rău, dar nu uita că tu, din lut Creatul, ai fost făcut să fii în veci cu El. De aceea când te-a biruit păcatul, pentru salvarea ta sacrificatul a fost neprihănitul, Sfântul Miel. Te treci inexorabil spre vecie sau veșnicie spre tine vin. Nu mai contează, timp n-o să mai fie, ci numai o eternă bucurie sau omit alternativa. Deci, amin.